Dacă până acum, în urma legii picnicului, nu a fost amenajat niciun loc în care să se poată face grătar respectând legea în vigoare, lucrurile încep să se schimbe. Prima astfel de zonă din județ a fost amenajată la Copșa Mică. Astfel, primăria de acolo a dorit să ofere condiții mai bune celor care petrec în aer liber sfârșitul de săptămână. Oamenii din zonă sunt încântați și spun că folosesc acest spațiu la maxim. E frumos, n-am văzut niciodată pe aici, pe la noi. E frumos locul ăsta. Îl folosiți? Da, așa, seara, venim, jucăm o tablă, remi, trece timpul. E frumos să făcut aici. E o idee bună, nu mai trebuie să meargă oamenii cine știe pe unde, pe coclaur. Ideea ar fi fost bună dacă făcea roșii de niște lemne sau niște cărbuni. E foarte bun. Foarte bun, da. Ați fost acolo, ați folosit? Am fost, am văzut toate treburile. E bine. Zona de picnic a fost dotată cu grătare, mobilier, toalete și o cișmea. Cei care folosesc spațiul trebuie să colecteze la plecare în mod selectiv deșeurile.